здесь отец, злого хей. Адека греуши, нам сам ты как им смотает на скинаре, да, что до вот зели, может, подурее скинаре, а потом пояс, да, может, подурее мучор. Ши, а мы дурее, как мы подам, не шум, что машины смыдут, не шум, что я машины смыдут, и все спад. Сейчас мы трек дурее, дети. Ați încercat medicamente sau nu? Da, am fost la spital, mi-a dat pastile să beau dacă nu m-au ajutat deloc. Uh-huh. Câte zile ați primit tratament medicamentos? 4 zile, dar am văzut că nu mă ajută și le-am lăsat. Am înțeles. Așa, durerile cum le simțiți acum? Deja de la spate până la mușchiul jos. Asta ați observat de la... ați ridicat ceva, da? Da. Și da. În timpul ridicat, sau după ce ați ridicat, ați simțit ceva, o durere, un disconfort în porțiunea dată, da? Nu, adică n-am, când am ridicat, în timp când am ridicat, n-am simțit nimic. Uh-huh. Dar după aia, să știi, 2 zile m-am așteptat durerea spatele. Uh-huh. Și apoi iar și 2 zile m-am așteptat durerea și durerea în cior. Treptat s-a dus, da. În cior, s-a dus prin fie, s-a trecut da, până da, la gambă, da? Până a ajuns la... Da. La picior, da? Da. Și acum tot persistă durerea asta, da? Foarte mare. Ce vârstă aveți? 44. 44. Deci la ochii, da? Da. Așa, vă relaxați. Și nu încordăm deloc. Eu fac tot bine, nu trebuiește nimic. Eu controlez, verific și pe urmă stabilim un loc dacă e problema în vertebre, da? Ca să, așa, ca informație generală, da? Organismul omului merge într-o poziție verticală, da? Și atunci când noi mergem de braț înainte, când mergem la orice pas, vertebrele noastre amortizează. Uh-huh. Și treptat cu vârsta, sub greutatea corpului, sub greutatea care o avem noi, și plus greutatea care o duce, noi suntem ca nații foarte puternici, da? Da. Presează discurile între vertebrale și discurile își pierde mobilitate. Totodată compresând și mușchii, da? Adică mușchii se compresează. Aici, este durere. Nu. Așa, adică... De la apăsat, da? Da, de la apăsat. Așa. Da, aici? Nu. Nu, da. Dăm brațele, așa. Așa, eu asta verific. Să vedem dacă nervul sciatic e prins. Așa. Relaxăm, nu? Aici este durere? Nu. Aici? Nu. Aici? Nu. Mai mult pe zon, aici este, da? Da, nu, adică nu, dar la... Relaxăm. Da. Aici este acum, sau nu? Nu. Mai mult partea dreaptă afectată, da? Da. Aici este, da? Da. Aici este durerea. Aici? Da. Tot este. Este? Da. Am înțeles. Aici? Da, este. Este tare, da? Partea dreaptă. Așa, relaxăm. Eu am să încep de sus, bine, o să începem corecția de la porțiunea de sus și o să ajungem până la porțiunea lombară. Inspirăm adânc și expirăm. Așa. Inspirăm adânc și expirăm. Inspirăm adânc și expirăm. Îți amortiși mâinile? Mâna dreaptă, da, două mâini. Brațele și durerile de cap și tot ce ține porțiunea de sus e responsabil porțiunea toracală cervicală, da? Înseamnă că în porțiunile date ai careva mișcări. Așa, relaxăm. Nu, eu singur extind, tu nu mă ajută, nu? Așa. Iată cu să stabilim la loc aici. Așa. Când stabilește vertebra corect, mușchii se relaxează. Deoarece atunci când nu e corect aranjat vertebra, da? Sau careva mișcări, sunt careva mișcări, da? Coloana vertebrală. Atunci noi nu circulă bine sângele. Dar noi, organismul are nevoie de sânge. Pentru că ajutorul sângelui se transmite
oxigenul către organe, da? Și atunci când nu ajunge oxigen, încep să apară dureri din cap, amețelile, da? Amorțirile, furnicăturile, totul e legat cu circulația. Inspirăm adâncă și expirăm. Așa, o dată, inspirăm adânc, expirăm, așa. Adânc, expirăm. Așa, așa. Inspirăm adânc și expirăm. Încă o dată, adânc și expirăm. Așa, adânc și expirăm. Inspirăm adânc și expirăm. Așa. Ținem așa. Inspirăm și expirăm. Așa. O să ne ridicăm puțin sus, da? Ridicăm puțin sus. Așa. Așa. Relaxăm de tot, de tot relaxăm bine. De cum o vezi că așa pare. Pare, da? Așa. Gata, gata, gata. Așa. Deci e prea mare. E prea puțin distanță, da? Să primești distanța. Nu-i permite ca să circule bine. Sângele și plus discul intervertebral deja e presat. Relaxăm, relaxăm, nu încordăm, relaxăm. Sus. Relaxăm, nu încordăm, relaxăm, nu vă încordați. Așa, de tot relaxăm. Așa, relaxăm. Acum eu lovesc, îmi spune dacă durerea persistă. Tot așa e ca fiernică? Da, aici. Aici îți duce, da? Da.
Așa. Aici e ratare, da? Da. Așa, relaxa. Rădați, da? Da, da. Nu e așa durere puternică? Nu. Relaxăm, aici. Nu-i? Nu. Înseamnă că uitați, noi acum am îndreptat și am dat în spațiu normal, ca circul normal să ieși. Circulația sanguină s-a pornit. Alimentând deja porțiunea de jos, da? Da. Porțiunea care a fost, spunem așa, au avut deficit de oxigen, da? No. Acum, după procedură, o să facem niște exerciții deja de corect.